Bună ziua, Cristian, bună ziua, doamnelor și domnilor. În primul și primul rând este vorba despre Liceul Teoretic Ioan Petruș din Otopeni, foarte aproape de București. În al doilea rând este vorba de o clasă a 8-a care a avut banchetul vineri spre sâmbătă. E vorba de sfârșitul săptămânii trecute. Ei bine, în urma acestui banchet, petrecere de sfârșit de an, care a fost organizată la un restaurant din Tunari, două eleve au ajuns la spital. A fost nevoie de intervenția ambulanței la restaurantul respectiv pentru a le prelua pe cele două fete și a le transporta la spital, acolo unde au rămas până a doua zi. Au fost externate sâmbătă și sunt în acest moment în afara oricărui pericol. Fetele au ajuns la spital pe fondul consumului de alcool, spun cei cu care noi am stat de vorbă până în acest moment, și transmite această informație inclusiv inspectoratul școlar Ilfov. Pe de altă parte, se pune problema consumului de substanțe interzise, cel puțin acest aspect a fost semnalat pe grupurile de părinți, iar poliția face în acest moment verificări pentru a vedea dacă această informație se confirmă. În ultima instanță însă, reprezentanții restaurantului vin și spun că ei au respectat toate regulile într-o asemenea situație în care vorbim de petreceri la care participă minorii și nu a existat alcool în restaurantul respectiv și la petrecerea respectivă. Spun reprezentanții restaurantului că cel mai probabil elevii ar fi consumat băuturi alcoolice înainte să ajungă la petrecere. Vom vedea, cert este că și conducerea școlii a declanșat o anchetă în acest caz pentru a vedea exact ce s-a întâmplat și vom vedea rezultatele acestor anchete, în primul rând aceasta de la școală, în al doilea rând ancheta poliției, și vedem și ce mutare va face inspectoratul școlar Ilfov în următoarele ore. Așteaptă în acest moment un rezultat al anchetei desfășurate de conducerea liceului.